dovedesc că în buletin în locul numelui are un mare semn de întrebare și că la școală nu răspundea la teste până când nu îi șopteau 100 de colegi. Doamnelor și domnilor, Cabral! Bună ziua și bine ați venit la Ce spun românii! Câte știți despre pozițiile de somn? Știți? Doritorul, soldatul, fetusul, steaua de mare. Cunoașteți? Nu. Bine, mi-ar plăcea să-mi spuneți la sfârșit dacă vă recunoașteți. Doritorul stă pe o parte, cu mâinile întinse înainte, ca și când ar dori să apuce ceva, care e un pic mai departe decât ar putea ajunge. Și că dacă dormi așa, ești predispus la a fi mai cinic și mai suspicios vis-a-vis de lucrurile care ți se pot întâmpla. Soldatul, în schimb, stă pe spate, cu mâinile pe lângă corp, în poziție de drept. Așa doarme. N-am mai pățit așa ceva. Eu n-am pățit niciodată așa ceva. Ăștia par să fie oameni rezervați, introvertiți, care sunt exigenți când vine vorba de alții. Nu e foarte populară ca poziție de somn, dar... Cei mai mulți oameni care dorm ca soldații spun că este cea mai odihnitoare. Păi da. Fetusul, ia uite ce frumos, ești abraziv la margini, dar ai un interior de zahăr. Cea mai populară poziție, asta e aia, da? Steaua de mare, pe spate, cu mâinile și picioarele deschise, în poziția steluță. Îi se mai spune la mine în cartier, poziția vraiște. Ești un bun prieten și un ascultător atent, n-ai probleme să păstrezi secrete și nu-ți place să fii în centrul atenției. S-a recunoscut cineva? La fetus. La fetus? Am înțeles? Eu sunt ăla Superman, îl știți pe Superman? Da. Da, da, stai că mai vorbim mâine, da, de ediția următoare, soldat mă rog. Soldat cu mâinile pe piept. Ce? La soldat cu mâinile, soldat cu mâinile pe piept. E cea mai relaxantă. Facem cum facem și tot la cei drepți ajungem. Cu cine jucăm astăzi? Anane! În aplauzele voastre, familia Anane! Din Constanța sunt ei și sunt conduși de Alice. Alice este economist și de când fetele ei erau mici, are o pasiune mare, jocurile video. A început cu jocuri pe televizor, iar acum preferă aventuri pline de puzzle-uri provocatoare alături de cei trei nepoți. Trebăluiește ca un meșter priceput prin casă și are suficiente tacămuri cât să invite toată Constanța la o salată băf. Interesant. Alice, te rog să ne prezici numele restul familiei. Bună, Cabral. Rămâna. Astăzi am venit cu fica mea cea mare, Miha. Bună, Miha. Cu nepotul meu, Cristi. Salutare, Cristi. Cu fica mea cea mică, Loredana. Bună, Loredana. Și nepoata mea, Camelia. Bună, Camelia. Miha este specialist în domeniul calității, îi plac filmele de dragoste, dar musai cu happy end. Se delectează cu jocul video de strategie și adorme și pe box în club dacă este obosită. Băiatul ei, Robert, o ajută să se mențină în formă. Se cațără în toți copacii, iar ea nu se lasă mai prejos. Bun. Cristi este glumeț, spontan și activ. Mergea la sală în fiecare zi înainte să intre în focurile examenului pentru BAC. Este un mic pantagruel când vine vorba de burgeri. Are o colecție de mașinuțe începută pe când avea 12 ani și visează să devină celebru pe internet. Corect. Corect. Loredana este farmacist, șef și are 2 copii, un băiat gamer și o fată fashionistă. Are spirit de aventură și adoră să descopere la pas tărâmuri misterioase din țări exotice. Nu face fotografii și nu cumpără niciodată suveniruri, adoră mâncărurile picante, iar când doarme simte că trece viața pe lângă ea. Camelia este antreprenor și are o companie de produse naturiste. Nu ratează nicio ocazie să dea o mână de ajutor și participă la maratoane în scopuri caritabile. Îi displace profund birocrația, ai greșit țara, pune curry și turmeric în orice mâncare și are 2 băieți care visează să devină Cabral când se fac mari. Bravo, bravo! Bine ați venit la noi! Sper să vă distrați! Suntem ocazional simpatici! Nu, sunteți tot timpul simpatici! Mă rog, încercăm, nu reușim. Să rămână, baftă! Mulțumesc! Baftă, baftă, baftă! Mulțumim! De cealaltă parte, familia Albu, la cel de-al doilea joc, din Galați,
conduci de Dănuț. Salutare, Dănuț. Salutare. Te rog să ne prezici nouă restul familiei. Raluca, această dulceață, e o comoară și viesoață. Ștefania, fericită, fiului meu iubită. Oana, această doamnă frumoasă, ea fratelui meu aleasă. Elevare, fratele meu, cel cu glumele mereu. Mulțumesc frumos. Mulțumim și noi. Și ce aveți de făcut? Ne distrăm, da? Ne distrăm. Mulțumim frumos. Baftă. 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 Mulțumim. Baftă. Mulțumim. Îi avem alături de noi și pe simpaticii de la Penny, iar asta înseamnă că în runda a patra, familia care reușește să o câștige primește un bonus și la sfârșit, familia care nu reușește să meargă mai departe primește un premiu de consolare din partea Penny. Runda întâi, căpitanii în față. Să vedem câte variante. Opt sunt. Așa, 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 bine. Am întrebat 100 de români. În afară de suc, ce mai poate avea aromă de piersici? Țuică. Țuică. Cu aromă de piersici. Dulceață. Dulceață. Cu aromă de piersici. Avem gem. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Alice. În afară de suc, ce mai poate avea aroma de piersici? Compotul de piersici. Compot? Da. Avem sigur. Da. Bravo. Ștefi, în afară de suc, ce mai poate avea aroma de piersici? Nectar. Uite că avem nectar, bravo. Bravo. În afară de suc, ce mai poate avea aroma de piersici? Ciocolata. Nu e acolo, nu e acolo. În afară de suc, ce mai poate avea aromă de piersici? Ceaiul. Favorit. Dănuț, în afară de suc, ce mai poate avea aromă de piersici? Dulceața s-a spus. Pa. Nu? Aveți dreptul să vă sătuiți. Raluca. În afară de suc, ce mai poate avea aromă de piersici? Siropul. Ar putea fi. E acolo? Da. Nu? Ba da. Da. 50 de puncte în joc. Vă ascult. Crema de la prăjituri. Ok. Bomboane. Am înțeles. Șampanie. Am înțeles. Prăjitură. Am înțeles. Patru variante date, patru nedate, 50 de puncte. În afară de suc, ce mai poate avea aromă de piersici? Crema de la prăjitură. Câștigă această rundă, familia Anane! Înghețată! Șampania! Tartă plăcistă! Șampania! Înghețată! Înghețată! Jeleu. Gel de duș. Stați un pic, am o întrebare. S-ar fi asimilat cu bomboanele? Da, nu. Da. Jeleu? Nu. Nu, a? Nu. Iaurt. Lumânări parfumate. Da. Ar putea gelul fi. Gelul de duș. Sau spumantul de duș. De baie. Da. Lichior. Esență de lichior. Iaurt. Iaurt. Biscuit. Da. Biscuit? Odorizant de vedere. Nu cred. Înghețat. Înghețat. Da. Runda A. Punctele sunt. Bine. Jucăm cu. Raluca și Mina. Să vedem variante câte. 8 sunt. Am întrebat 100 de români, nu, asta e veche. Am întrebat 100 de români, asta e nouă. Ce creaturi frumoase vezi lângă cascada fermecată? Sirene? Sirene. Bun. Delfin. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc.
Cristi, ce creaturi frumoase vezi lângă cascada fermecată? Dragoni. Dragoni? Frumoase creaturi. Da, mă, o dragoniță frumoasă. Primul X, nu-i stres. Ne. Stai liniștit. Loredana, ce creaturi frumoase vezi lângă cascada fermecată? Papagali. Papagali. Ba da, cum să nu? Foarte bine. Ce creaturi frumoase vezi lângă cascada fermecată? Un prinț frumos. Un prinț frumos. Ce e? Ce e prințul vostru? Ce vă... Am luat eu. A, aveți dreptul să vă sfătuiți. Alice, ce creaturi frumoase vezi lângă cascada fermecată? Un cerb. Cerb. Da. Pe carpetele alea frușate. Avem căpreoare cerb. Bun. Ce creaturi frumoase vezi lângă cascada fermecată? Fluturi. Fluturi, domne. Da. Da sau ba? Da. Sperăm. Bun. Cristi, sunt foarte curios ce să spui. Ce creaturi frumoase vezi lângă cascada fermecată? Animale sălbatici. Mai specific. Păi, urși. Urși. Se știe, lângă cascada fermecată e plin de urși. 23 de puncte. Concentrați-vă în nenorocire. Vă ascult. Zână. Am înțeles? Zâna cea frumoasă. Am înțeles? Zână. Am înțeles? Zână. Am înțeles. Patru variante. Ce creator frumoasă vezi lângă cascada fermecată? Zâne. Zâne. Da. Câștigă această rundă familia Albu. Unicorn. Spiriduș. Bun, și unicorn. Mă rog, inocorn. Aveam și spiriduș în cap. Pitici. Unicorn. Baba cloanța. Creaturi frumoase, am zis. Păi stai puțin, că nu s-a scăldat încă la izvor. Trecută pe la estetician. A trecut pe acolo să se spele pe față, să se facă ca o zână. Uite zână acolo. Da. Cai, iată. Peștișor aurit. Peștișor, domnule. Peștișor de acolorat. Peștișorul de aurit. Proaste. Proaste. Cincizeci la 23. Pauză? Revenim. Am revenit la Ce spun românii? A treia, da? Da. Cu cine? Ștefi și Cristi. Hai, Cristi, hai. Hai, Ștefi, hai. Bun. Am întrebat 100 de români. Cu ce vehicul nu poți prinde viteze foarte mari, oricât de mult ai încerca? Bicicletă. Bicicletă. Favorit, bravo. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm, mulțumesc, Ștefi. Cu ce vehicul nu poți prinde viteze foarte mari oricât de mult ai încerca? Trotineta. Bun, am luat-o în ordine. Camelia, cu ce vehicul nu poți prinde viteze foarte mari oricât de mult ai încerca? Cu skateboardul. Nu e acolo. Nu-i bai. Alice, cu ce vehicul nu poți prinde viteze foarte mari oricât de mult ai încerca? Cu căruța. Uite acolo. Bun. Miha, cu ce vehicul nu poți prinde viteze foarte mari oricât de mult ai încerca? Cu căruțul? De butelii?
Foarte bun. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ce faci, unde te duci? Mă duc până la mare. Cristi, cu ce vehicul nu poți prinde viteze foarte mari oricât de mult ai încerca? Scuterul. Așa e? O fi acolo? E acolo! Bun! Loredana, cu ce vehicul nu poți prinde viteze foarte mari oricât de mult ai încerca? Cu roaba. Cu roaba, domne? Nu! Te-a arătat către mine. Așa a zis. Cu roaba. Lui Dumnezeu. Asta zic. 80 de puncte. Să vedem dacă se fură sau nu. Vă ascult? Cu mopedul. Ok. Cu roaba. Ok. Trăsura. Ok. Motoscooter. Ok. 4 date primele, 4 nedate ultimele. Dar asta cu ultimele nu mi-a plăcut, de-aia am căutat o variantă, dar nu s-a mai găsit. Cu ce vehicul nu poți prinde viteze foarte mari oricât de mult ai încerca? Trăsura. Nu. Nu? Nu. Unde mai vedem noi trăsura? Câștigă această rundă familia Anane. Tractor. Cu tractorul, domne, nu ne-am gândit noi la tractor. Cu trenul la noi. Trenul. Da, am auzit. Tractor. Cu trenul la noi. Cu trenul. La noi, da. Cu trenul. Păi dacă ești în București, ești cu mașina. Tramvai. Tramvai. Troleu. Troleibus. Cu mocănița și buldozerul. Și autobuz. Car. Și camion. Autovehicul. Cu ce vehicul nu poți prinde viteze foarte mari? Cal. 4 români au zis cal. Cine sunt eu să-i contrazic pe ei? Și cu rolele. Calul de lemn cu role. Cal cu de. Role? Nu. Nu cred. Bară! Runda A. Bară! Întrebarea Penny, asta înseamnă că la sfârșitul acestei runde, familia care ia punctele, ia și un premiu bonus din partea Penny. Jucăm? Da! Duble, cu cine? Să vedem câte variante. 8. Am rugat 100 de români. Numește un lucru de care are nevoie un bărbat pentru a se bucura cu adevărat de un meci de fotbal. Floricele. Avem floricele, bun. De bere. Bere, dar de ce mă cerți așa? Avem bere. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm, mulțumesc. Asta e. Camelia, numește un lucru de care are nevoie un bărbat pentru a se bucura cu adevărat de un meci de fotbal. De semințe. Da. Bun. Alice. Numește un lucru de care are nevoie un bărbat pentru a se bucura cu adevărat de un meci de fotbal. Alune. Avem alune. Miha, numește un lucru de care are nevoie un bărbat pentru a se bucura cu adevărat de un meci de fotbal. Mici? Ei bine, nu. Cristi, numește un lucru de care are nevoie un bărbat pentru a se bucura cu adevărat de un meci de fotbal. De prieteni. E, uite că prietenii sunt trecuți la lucru. Bravo, Chris. Loredana, numește un lucru de care are nevoie un bărbat pentru a se bucura cu adevărat de un meci de fotbal. De televizor. Ați! Camelia,
Numește un lucru de care are nevoie un bărbat pentru a se bucura cu adevărat de un meci de fotbal. De o canapea confortabilă. O canapea, domne? Da. Stai în picioare, stai uiți așa la meci. Da. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Alice, numește un lucru de care are nevoie un bărbat pentru a se bucura cu adevărat de un meci de fotbal. Cred că de liniște. Liniște? Fără soție. Că... Incredibil. Miha, numește un lucru de care are nevoie un bărbat pentru a se bucura cu adevărat de un meci de fotbal. Simpatică. Vă ascult? De să fie singur. Ok. Aperitiv. Ceva. Am înțeles. Chipsuri. Ok. Chipsuri. Ok. Avem o singură variantă. Numește un lucru de care are nevoie un bărbat pentru a se bucura cu adevărat de un meci de fotbal. De chipsuri. Câștigă această rundă familia Anane. M-am gândit că ai nimerit-o cu chipsurile alea. Și v-am zis la fel. Și tu ai zis la fel, nu? Da? De bilet. De bilet. De bilet. De minge. De bilet. De minge, am vrut să zic. Minge. O sticlă de vin. De un arbitru bun. Pentru a se bucura cu adevărat de un meci de fotbal. Minge. De meci. De minge. Cablu nu cred că ar fi fost asimilat cu televizor. Da. De meci. De vin. De două penaltiuri pe final. De echipament. De câștig. Nu, meci. Să fie meci. Să se bucure cu adevărat, te bucur cu adevărat când bat ai tăi, nu? Da, da. La asta vă gândiți. Când mă bat ai mei. Nu când te bat ai tăi, Cristi, când bat ai tăi. Goluri multe. Ce? Goluri, goluri multe. Da. Goluri multe. Date, nu luate. Da, da. Da, da. Ah, să nu uit, avem aici un premiu din partea Penny pentru familia care a câștigat această rundă. Asta este. Alice. Felicitări, mersi și eu. Runda A. Cincea. Cu cine? Panica de Delia. Să vedem câte variante. N-a observat. Ți-a întins pumnul. Scuze. N-a observat. 8. Am întrebat 100 de români. Ce lași pe mâine, fiindcă azi e duminică? Curățenia. Curățenia. Bun. Gătitul. Gătitul. Avem și gătitul. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Vali. Alice, ce lași pe mâine, fiindcă azi e duminică? Spălat trufe. Bun. Miha, ce lași pe mâine, fiindcă azi e duminică? Jobul. E acolo. E acolo. Cristi. Cristi zice că se pregătește de un meci de box, așa e. Hai, acum, hai. E momentul. A? Hai. Ce lași pe mâine, fiindcă azi e duminică? Temele. Temele. Da. Bravo. Nu prea. Avem, domne, teme. Loredana, ce lași pe mâine, fiindcă azi e duminică? Cusutul. Cusutul. Când ai cusut ultima oară, Loredana? Azi dimineață, că mi s-a rupt un nasture. Avem, domne, cusut. Camelia, ce lași pe mâine, fiindcă azi e duminică? Sportul. Sportul.
Ia uite, ia uzi, ia uite. Acolo e direct lotul național. No! N-ai loc dacă duminică dimineața la 9 n-ai loc de ei prin parc. Îți zic, te calcă în picioare. No! Nu avem varianta asta. Alice, ce lași pe mâine fiindcă azi e duminică? Păi dacă nu spălăm rufe, nici nu călcăm. Deci călcatul. Da. Logica e bună, dar nu întotdeauna ne ajută la asta, zic. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Miha, ce lași pe mâine fiindcă azi e duminică? Cumpărăturile. 190 de puncte. Vă ascult? Nu avem nicio idee, nimic. Nimic? Grădinăritul. Ok. Condusul. Am înțeles? Să nu faci nimic, stai degeaba. Ok. Două variante, 7 și 8, 190 de puncte, Dănuț. Ce lași pe mâine, fiind cazie duminică? Mergem pe grădinărit. Nu? Câștigă această rundă familia Anane. Acum, dar nu spuneți nimic, nu spuneți nimic, vă rog frumos. După aia. Nu știu ce aș fi zis în locul lui Dănuț, efectiv, nu știu ce aș fi zis. Zugrăvitul m-am gândit. Mersul la doctor, probabil. Mersul la doctor. Închis. Consultațiile. Alte propuneri? Tot. Mersul la școală, dusul copiilor la grădiniță. Trezit la păi tu îi duci, dar nu ia nimeni. Tot eu. Se numește abandon. Lași tot. Totul. Dieta. Bravo, dieta, da, de luni. Cidei. Da. Când începem de luni. Da, toate care luni nu se știe. Orice. Cine a zis? Nu faci mic. Luca, ce-ai zis? Să nu faci mic. Ăsta era răspunsul. N-ai zis ca mine. Foarte bun. Foarte bun. Altceva. Dieta, au zis bine. Dieta? Da. Nu cred. Ba da. De luni mă apuc și țin o cură. Altceva. Da. Țin post. Țin post. Postul de luni? Da, totul se începe de luni. Nu cred că ați nimerit-o. Ce simplu! Dar nu poți să stai cu peștele în cap sau resturile de la șnițel. Nu duceți gunoiul duminica? Ei, nu, ba da! Ba da! 3 români dintr-o sută nu duc gunoiul duminica. O fi, nu știu, nu mă pricep. Să nu stăm lângă ei, că... Ce? Păi nu stai cu mortul în casă acolo până luni. Nu, scoate-l la ușă. Nu e, a, scoate-l la ușă. Să miros la toată lumea, bravo! Și dacă tot îți scoți la ușă, de ce se umfle? Rup și puțin sacul. Să știe toată lumea că ai avut pește! Aia să pline blocurile. Runda a șasea. Punctele sunt... Bine! Capitan în față. Să vedem câte variante. Salutat. 8 sunt. Am rugat 100 de români. Numește o meserie de pe vremea Greciei antice care se mai practică și acum. Sculptor. Bun. Olăritul. Olar. Avem. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Dănuț. Deci. Numește o meserie de pe vremea Greciei antice care se mai practică și acum. Mersul cu oile? Mersul cu oile. Nu e acolo. Cristi, numește o meserie de pe vremea Greciei antice care se mai practică și acum. Ciclism. Da, precis. Sigur, da. Grecia antică, i-a fost ceva. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Loredana,
Numește o meserie de pe vremea Greciei antice care se mai practică și acum. Agricultor. E acolo. Camelia, numește o meserie de pe vremea Greciei antice care se mai practică și acum. Fierărie. Da. Fierar, da? Avem fierar. Alice, numește o meserie de pe vremea Greciei antice care se mai practică și acum. Fabricant de arme. Nu e acolo. 123 de puncte în joc. Vă ascult. Tâmplar. Tâmplar. Zidar. Zidar. Scriitor. 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 Patru variante. Numește o meserie de pe vremea Greciei antice care se mai practică și acum. Tâmplăritul. Da. Da. N-avem? Da. Ce este? Ce a zis? Câștigă această rundă Flanelia Albu. Câștigă acest joc familia Anane. Ce mai avem acolo? Apicultor, comerciant, medic. Da, comerciant. Corect? Polițist. Apicultor. Polițist. E o meserie. Zidar. Marinar. Marinar. Astronom, da. Boșar. Și ITist. Da. Sportiv de performanță. Negustor? Constructor, iată. Bun, pregătiți-vă de rundă fulger. O să am nevoie de doi voluntari, două manșe. Aici am bonusul din partea Penny pentru voi. Premiul de consolare, Dănuț. Eu mulțumesc și noi vă mulțumim că ați venit. Mare drag. Sper că v-ați simțit bine la noi. Oricum. Toate mulțumim, bune, sănătate și eu mulțumesc. Să rămână, să rămână, să rămână, toate bune, Vali. Pauză scurtă, revenim desigur cu... Noi încă ne bucurăm. Uite ce, l-ați văzut pe Cristi, e roșu la față, mama, am bătut, o să știe toată lumea că am fost acolo și am dat două răspunsuri corecte, pauză scurtă, revenim. Iată-ne cum a revenit noi cu runda Fulgere. Premiul ediției 2500 de lei. Dacă acum voiați să mă încurcați, spuneți voi euro. Lei. Ca să vezi după aia panică, dar ați fost, nu v-ați gândit la... Păi da. Muream de ciudă dacă... Ce? Muream de ciudă dacă îi luăm. Cu cine joc? Cu unu, mine? Doi, haideți! Avem două manșe, după cum ziceam. Încep cu... Mine. Ne vedem mai încolo. Succes! Douăzeci de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă nu știu un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Sigur. Cronometrul pornește din momentul în care termin de rostit prima întrebare. Da. Jucăm? Jucăm. Past. Mulțumesc! Am întrebat 100 de români. De ce semn de circulație te lovești pe toate drumurile? Stop! Numește o culoare pasională. Roșu. Ce instrument folosești la ora de matematică? Echer. Care e cea mai romantică zodie? Balanța. Ce are frunze mici și verzi? Ghiocel. Ghiocelul are frunze mici și verzi. Vreți să vedem? Da. Hai să vedem. De ce semn de circulație te lovești pe toate drumurile? Și tu mi-ai spus? Stop. Îmi place foarte mult
în Germania, când semnalizează intrarea pe contrasens pe autostrăzi, au o mână de asta mare, un om stilizat care zice fals! Întotdeauna mi-e frică, mi-a fost frică de el. Bun. Numește o culoare pasională și tu ai spus... Roșu. Roșu. Ca focul să-i meargă norocul, ia să vedem. Ca tricoul. Câte nuanțe? Tău. Wow, bun. Ce instrument folosești la ora de matematică, mi-ai spus? Echer. Echer. Ok. Bun, și așa. Care e cea mai romantică zodie? Balanța. Balanța. Eu sunt. Și eu. Da. Alo! Aoleu, ce ne-a făcut? Ce are frunze mici și verzi? Și tu mi-ai spus? Ghiocel. Ghiocelul are acele frunze mici și verzi? E bine sau nu e bine? Nu e bine. Hai că stai bine, 126. E bine. Bravo. Da. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Cam o să dea cu rigla, să vezi. Și vine acum Canadia. Bine a revenit. Bine v-am regăsit. 25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns. Pas. Trecem mai departe. Ne întoarcem la final. Și dacă la un moment dat îmi dai un răspuns, aude sunetul acesta... Înseamnă că am primit deja de la Alisa acel răspuns și ar fi bine să-mi dai repede un altul. Jucăm? Da. Baftă. Mulțumesc. Am întrebat 100 de români. De ce semn de circulație te lovești pe toate drumurile? Stop. Altceva. Prioritate. Numește o culoare pasională. Roșu. Altceva. Roz. Ce instrument folosești la ora de matematică? Linie. Care este cea mai romantică zodie? Fecioara. Ce are frunze mici și verzi? Floarea de... Camelia. Camelia. Camelia nu v-a plăcut. Uite-te, uite-te ce moace au făcut. Camelia. Are frunze mici. Camelia nu știți floarea? Nu. Explică-ne și nouă, Gabriel, cum arată. Ce anume? Cum arată camelia? Căutați pe Google să vedeți, are frunzele alea mici. Frunzele alea mici și verzi, ce credeți? Bravo, Cabral, bravo, bravo. Dar voi ce ați fi zis? Salcâm. Brad și salcâm. Da. Oribil. Altceva. Trifoi. Cât de cât decent. Hai să vedem camelia, că nu mă scoatem la capăt. Avem 126 de puncte până aici. De ce semn de circulație te lovești pe toate drumurile? Mi-ai spus? Prioritate. Priorite, fraternite, pa de egalite. Favorit trecere de pietoni, apoi stop, cedează trecerea, drum cu prioritate, parcarea interzisă, limitarea de viteză, semn giratoriu, obligatoriu stânga, dreapta. Numește o culoare pasională și tu mi-ai spus? Roz. Roz. Nu e chiar așa pasională, nu? Nu este. Nu e. Ok, să vedem. Roșu, apoi alb, mov, negru, roz, vișiniu. Ce instrument folosești la ora de matematică? Tu mi-ai spus? Riglă. Riglă. Ok. Riglă. 37 de puncte, foarte bine. Favorit? Riglă. Apoi echer, compas, calculator, creion, raportor, numărătoare, bețișoare de numărat. Care e cea mai romantică zodie? Fecioară. Fecioară. Să vedem. Ne lipsesc 29 de puncte. 21 de puncte. Favorit, rac, fecioară, apoi leu, pești, balanță, gemen, vărsător, săgetător. Ce are frunze mici și verzi?
Camelia. Camelia are frunze mici verzi. Favorit? Pătrunjel. Apoi mentă, trifoi, mărar, tufiș, busuioc, leuștean, căpșun. Nu reușim, dar foarte aproape și felicitări. Ați făcut un joc foarte bun astăzi, bravo. Haideți să facem familia Anane. Aplauze furtunoase pentru voi. Ați jucat bine și mi se pare că v-ați și distrat. Așa mi s-a părut. Haideți și voi cu încredere, familia Albă. Oameni buni, frâna merge mai departe cu Alu Anane și sper altă familie frumoasă să vedem cât de departe. Al doilea, al treilea, finală, premiul cel mare, nu știu, să vedem. Sper să ne fiți alături. Sănătate!